Ce tarif avea Benone Sinulescu pentru evenimente? Artistul cerea o sumă medie. Nea așa cum îl alintau toți, făcea spectacole oriunde, se ducea și îi ridica pe toți la dans cu muzica lui. Datorită talentului său și a carismei, artistul avea mereu agenda încărcată și era invitat la foarte multe evenimente, fie ele private sau publice. Deși era unul dintre cei mai valoroși artiști ai industriei muzicale din România, iar oamenii îl apreciau foarte mult, Benone Sinulescu cerea pentru o cântare doar 1500 de euro. Boala înșelătoare l-a ucis pe Benone Sinulescu. Benone Sinulescu a murit la vârsta de 84 de ani. Decesul a fost provocat de pneumonia de aspirație, a explicat soția sa Elena. Ce este și cum se manifestă această afecțiune, aflăm de la doctor Beatrice Mahler. Elena Sinulescu a explicat faptul că maestrul Benone a fost tratat la domiciliu în ultimele sale zile. Conform soției, ne a murit acasă, răpus de pneumonie. Nu orice tip de pneumonie, ci una foarte severă, conform medicului Beatrice Mahler. Ea a specificat faptul că în cazul pneumoniei de aspirație presupune, o parte din conținutul stomacului ajunge în plămâni. Afecțiunea are un risc de deces mare și, potrivit specialistului, este important ca intervenția să se facă rapid în cazul pacientului. Beatrice Mahler a declarat la Postul România TV că pneumonia de aspirație evoluează sever și șansele de supraviețuire sunt mici dacă nu se intervine.